Pe 25 octombrie s-au finalizat lucrările la rețeaua de canalizare din satul Cordun, deci locuitorii pot de acum să își racordeze gospodăriile la această nouă investiție. Au fost efectuate circa 16 km de rețele de canalizare pe toate străzile din satul Cordun, 700 de racorduri către proprietățile din satul Cordun. Pe această cale mulțumesc tuturor persoanelor care au făcut posibilă finalizarea acestui obiectiv. Mulțumesc președintele Consiliului Județean, mulțumesc domnului deputat Laurențiu Leureanu, mulțumesc domnilor directori de la APA Serv, care au dat o mână de ajutor pentru acest obiectiv și finalizarea acestui obiectiv. Mulțumesc constructorilor, mulțumesc proiectantului. De ce nu, în ultimul rând, mulțumesc vouă tuturor din satul Cordun care ați avut răbdarea și ați suportat deranjul din acest an pentru finalizarea acestui obiectiv. Pe această cale rog locuitorii satului Cordun și pe toți cei care dețin proprietăți imobiliare în satul Cordun și cei care intenționează să construiască în viitorii ani o locuință în satul Cordun, rog ca în perioada de toamnă și cel târziu până în primăvara anului 2019 au posibilitatea să branșeze proprietățile la toate utilitățile de pe stradă. Rog să branșeze la rețeaua de gaze, la rețeaua de apă și respectiv la rețeaua de canalizare, astfel încât în perioada anului 2019, în momentul în care vom trece la următoarea etapă de modernizare a satului Cordun, în sensul în care vom asfalta toate străzile din satul Cordun, să nu mai avem dificultăți, în sensul în care, după efectuarea asfaltărilor în comunitate, să trebuim să mai spargem asfaltul, să stricăm o lucrare bine făcută. Proiectul a fost depus în toamna anului 2016. Lucrările au început în acest an și s-au realizat în 7 luni.